Cu toții am petrecut sute mii de ore în fața calculatorului sau la PlayStation jucând FIFA. De la FIFA 94 la cea din 2021, toamna pentru fiecare jucător de FIFA reprezintă un nou sezon, iar pe coperta jocului apar cei mai mari fotbaliști ai momentului. De la Dennis Bergkamp pentru FIFA 99, Wayne Rooney pentru cea din 2010, până la Mbappé pentru FIFA 2021. Dar oare câți dintre voi știu că și un român a fost pe coperta acestui joc? Și nu este vorba despre Hagi sau Kivu, acest român este Ioan Novidiu Sabou, ce a apărut pe coperta FIFA 96, într-o imagine ce îl reprezenta într-un duel cu Andy Reg, într-un meci Brescia-Notts Country. Ioan Novidiu Sabou a fost un jucător important al generației de aur, dar din păcate nu a fost în lot la Copa Mondial din America 1994, fiind accidentat. Născut în 1968 la Campia Turzi, a debutat în fotbal la Universitatea Cluj în 1985. Treia mai târziu ajunge la Dinamo sub bagheta lui Mircea Lucescu. Aici, alături de o generație foarte bună a echipei din Ștefan cel Mare, cu Răducioiu, Mateuț, Dănuț Lupu, câștigă în 1990 titlul de campion al României. Și tot în acest an ajungă până în semifinalele Cupei Cupelor. Anul 1990 a fost și anul de după eliberarea din comunism. Și astfel, toți jucătorii erau liberi să se transfere în străinătate. Șansă de care, din păcate, nu s-au putut bucura alți jucători mari români, precum Dobrin sau Ilie Balaci, doriți fiind de mare echipe la vremea lor. În vara lui 90, după Mondialul din Italia, un turneu bun făcut de România cu Sabău în componență, tinerii jucători români urmau să plece în cele mai bune campionate și la cele mai tare echipe. Hagi la Real Madrid, Popescu la PSV, iar Sabău la Feyenoord. Doi ani petrecuți în Olanda, două cupe cu Feyenoord. Lucescu ajunge în 1992 antrenor la Brescia și adună aici alături de el un grup de fotbaliști români. Hagi, Răducioiu, Dănuț Lupu și Sabău formau Brescia Romena. După 4 ani la Brescia, un an la Regiana și o revenire de un sezon la Brescia, Sabau se întoarce în România și, spre surprinderea multora, alege Rapidul. Untre antrenor era mentorul său, Mircea Lucescu. În 4 ani la Rapid, câștigă de două ori titlul de campion: cel din 1999, același trio campion cu Dinamo 90, Lucescu Lupu Sabau, și titlul din 2003. 2003 fiind și anul în care, la vârsta de 35 de ani, se retrage din cariera de jucător, urmând-o pe cea de antrenor, în Liga a doua la Universitatea Cluj scurta cariera de antrenor a activat doar în România, la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, aici promovând jucători ca Laszlo Sepsi, vândut de Bistrița în 2007 la Benfica, și Gabi Mureșan, campion de trei ori cu CFR Cluj. De asemenea, a mai antrenat Politehnica Timișoara, Rapid și Târgu Mureș. Atât pentru acest episod, ne auzim data viitoare cu un nou episod despre fotbal.